Ceasul este 23 împărțit la 02, iar în continuare ne aflăm la intrarea în pădurea de la Dragomirna. Afară este noapte, ca de obicei. Acesta este indicatorul de pădure, proprietatea statului. Bike-ul meu pregătit de drum, cu 3 lanterne. Plus lanterna la telefon. Voi părăsi zona și mă voi îndrepta către Pătrăuți. La revedere! Ceasul este 23 împărțit la 35, iar în continuare ne aflăm la ieșirea din Pătrăuți. Mai avem puțin și vom ajunge în Suceava. Până aici am parcurs traseul centru Ițcani, mitocul Dragomirnei, Dragomirna, pădurea Pătrăuți care leagă Dragomirna, Pătrăuți. Iar până acum am făcut o oră 27 de minute de pedalat, distanță 27 de km, ora 23 împărțit la 37, viteză medie 18,5 km la oră. Viteză maximă 52 km la oră. Cam mult, dar nu știu pe unde. Și mă voi îndrepta către Suceava. La revedere! Ceasul este 0 împărțit la 17, iar în continuare mă aflu în zona grupul școlar, unde am făcut un popas pentru a bea apă. Până aici s-au efectuat 2 ore și 5 minute, distanță 39 km fix, interesant. Mai avem timp să termină plimbarea. Viteză medie 18,7 km pe oră. Da, încă puțin și vom termina plimbarea. La revedere! Ceasul este 0 împărțit la 34, iar în continuare plimbarea s-a sfârșit. Ne aflăm lângă primărie. Datele tehnice ale plimbării sunt: timp de parcurs 2 ore 19 minute, distanță parcursă 41 de km 780 de metri. Cu viteză medie 18 km la oră. La revedere!